Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat. Așa că, fără să mai ținem, vă spunem un bun venit prietenului nostru, domnul reverend doctoran Sorin Horia Trifa, preot misionar în cadrul Bisericii Luterane Sinodul Missouri. Sorin, bine revenit! Bine te-am regăsit, Cătălin! Sorin, suntem încă în perioada sărbătorii Învierii, în care, în general, oamenii devin mult mai sensibili, vin mai des la biserică, sunt mai buni unii cu alții, încearcă să înduplece pe Dumnezeu într-un fel. Practic, e o zonă din viața noastră în care spiritualitatea aceasta este în creștere. Și dacă toți suntem în această perioadă a sărbătorii Învierii, am considerat că e cazul să discutăm puțin despre ceea ce înseamnă într-adevăr sărbătoarea aceasta Învierii, ce înseamnă sărbătoarea de Paști. Bineînțeles, uitându-ne pe de-o parte la ceea ce spune Sfânta Scriptură, Cartea Vieții, Sola Scriptura, și apoi ceea ce numim noi în mod generic tradiție. Trebuie să recunoaștem, facem parte din poporul român și așa cum celelalte popoare din jurul nostru, și nu numai cele din zona balcanică, dar și alte popoare din lumea aceasta au propria lor tradiție, și aici mă refer doar la popoarele creștine. Fiecare popor creștin are tradiția lor cu privire la sărbătoarea Învierii și noi românii avem o anumită tradiție. De data aceasta, împreună cu tine, aș vrea ca să ne uităm puțin la tradiția aceasta de-a lungul istoriei, ceea ce a însemnat Paștele, și bineînțeles începem cu o întrebare, să spunem așa, esențială. Până la urmă, Sorin, ce este Paștele? Atunci când exprimăm cuvântul Paște, mai ales dacă ne raportăm la Scriptură, ne lovim de două chestiuni complet diferite. Pe de o parte, dacă privim în Vechiul Testament, Paștele se referă la celebrarea anuală ca o anamneză, ca un memorial al eliberării supranaturale de care poporul evreu a avut parte din robia Egiptului, atunci când Dumnezeu l-a folosit pe Sfântul Profet Moise să aducă plăgile asupra Egiptului, iar studiind Biblia, de exemplu, dacă ne uităm la Exod, capitolul numărul 12, acolo unde ni se vorbește despre instituirea acestei sărbători numită Paștele, vom vedea faptul că între a noua și a zecea plagă, ultima de altfel, Dumnezeu, prin Moise, a cerut poporului evreu să sărbătorească an de an, repet, într-un sens anamnetic, adică de aducere aminte, acest eveniment în fața căruia poporul evreu se afla la acel moment. În imediata proximitate a instituirii Paștelui evresc, Dumnezeu a vrea să aducă peste Egipt cea de-a 10-a plagă, care a constat în moartea oricărui întâi născut, cu excepția poporului Israel, despre care ne aducem aminte că au folosit sângele mielului așa cum Dumnezeu a poruncit, și astfel când îngerul morții a trecut prin Egipt a evitat să intre în casele celor care aparțineau poporului evreu, și astfel moartea întâilor născuți s-a răsfrânt numai asupra poporului egiptean. Această sărbătoare a Paștelui, instituită cu această ocazie, s-a perpetuat în tradiția poporului evreu an de an și, uitându-ne în Evangheliile Domnului nostru Iisus Hristos, vedem faptul că însuși Mântuitorul a participat în mai multe rânduri, cel puțin găsim în Evangheliile Sinoptice, dar și în Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, faptul că a mers la Ierusalim pentru a celebra acolo această sărbătoare, despre care am putea nu să spunem că era aproape un fel de sărbătoare națională a poporului evreu, o sărbătoare care se celebra la 14 Nisan, luna aceasta Nisan, fiind de altfel luna la care calendarul evreiesc celebra începutul anului, era practic prima lună a anului. Sigur că de-a lungul timpului calendarele s-au tot schimbat, standardul pe care noi îl avem în momentul de față nu mai corespunde cu standardul calendarului evresc, iar această dată de 14 Nisan este
cumva pusă în calendarul actual, calendarul gregorian, undeva la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie sau cumva în această perioadă s-ar fi încadrat. Dacă ne mutăm de la Vechiul Testament spre Noul Testament, descoperim faptul că această sărbătoare a Paștelui, care reprezenta în Vechiul Testament eliberarea miraculoasă a poporului evreu din robia egipteană, își găsește împlinirea în ceea ce Hristos a făcut pentru tot poporul lui Dumnezeu, pentru toți oamenii, și anume miraculoasa eliberare a omului din robia păcatului de data aceasta, Domnul Iisus Hristos fiind prezentat, de exemplu, în Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, de către Sfântul Ioan Botezător, ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Adică acel miel despre care în Vechiul Testament, cu ocazia sărbătorii Paștelui, citim că era sacrificat de către fiecare familie, era mâncat în întregime și așa mai departe. Repet, tot acest ritual poate fi regăsit în Exod, capitolul 12. Iisus Hristos este împlinirea acestui simbol pascal care era în Vechiul Testament, devenind astfel Paștele devenind astfel în Noul Testament eliberarea noastră din robia păcatului, a morții și a diavolului prin jertfa pe care Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a adus-o pentru fiecare dintre noi aici pe pământ, la doar 3 zile distanță, citim, de momentul în care se sărbătorea Paștele evresc, adică 14 Nisan. În principiu, ca imagine, acestea sunt cele două mari referiri la care expresia Paște face trimitere. La Paștele evresc, care reprezintă anamneza sau memorialul eliberării supranaturale din robia Egiptului, a poporului evreu, respectiv Paștele creștin, care este tot o sărbătoare anamnetică, o amintire a eliberării supranaturale pe care de data aceasta Dumnezeu a lucrat-o pentru eliberarea noastră din robia păcatului, a morții și a diavolului prin Fiul Său întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. În cazul creștinismului, despre această a doua referință discutăm de fiecare dată când ne referim la Paște. Practic, denumirea de Paște preluată în creștinism se referă de fapt la înviere, ci nu la sărbătoare. De regulă, cel puțin dacă privim în ansamblu, vedem că sărbătoarea în ritul creștin se numește sărbătoarea învierii Domnului. Numele acesta de Paște este o preluare a numelui evreiesc. Da, pentru că a coincis cu perioada aceea în care exact Paștele evreiesc se sărbătorea în Ierusalim. Practic, exact, Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și apoi răstignirea avea loc exact în perioada aceea Paștelui evreiesc. În momentul în care știm că în Ierusalim era foarte multă lume. De obicei, sărbătoarea aceasta, fiind o sărbătoare foarte mare, se spune că la vremea respectivă se tripla populația Ierusalimului și inclusiv armata romană era, să spunem, în alertă, ca să zic așa, pentru că de obicei se întâmplau tot felul de evenimente dintre acestea neplăcute. Zeloții profitau de aglomerație și încercau, bineînțeles, să-și facă dreptate. Să ne mergem puțin mai în adânc și ne întoarcem la Sfânta Scriptură. O să discutăm și câteva lucruri despre tradiție, dar hai să vedem la ce spune Scriptura. Până la urmă, când ne uităm la sărbătoarea Paștelui evresc, e clar, sunt niște lucruri foarte bine definite. Dumnezeu a avut grijă și de-a lungul istoriei poporului s-au respectat toate aceste tradiții din generație în generație. Le găsim și noi în Sfânta Scriptură. Dar hai să vedem ce se găsește pe lângă referirea la Paștele acesta evresc, ce se găsește despre sărbătoarea aceasta învierii. Și aici mă gândesc la începutele bisericii primare și apoi la ceea ce mai găsim noi prin epistole, dacă găsim, sau chiar în cărțile care s-au scris după formarea bisericii. Este o observație corectă faptul că despre sărbătoarea Paștelui evresc găsim referințe foarte clare cu privire la momentul în care trebuia sărbătorit, dar și la ritualurile și ceremoniile
care însoțeau această sărbătoare. Personal, când folosesc, de exemplu, expresiile ritualuri și ceremonii, mă refer la gesturile care se făceau, respectiv la cuvintele care însoțeau gesturile. Astfel încât avem, de exemplu, prescripții cu privire la rugăciuni, la modul în care se organiza masa, familia și așa mai departe. Lucruri pe care, repet, le vedem și în Noul Testament, privind la modul în care Domnul nostru Iisus Hristos, împreună cu ucenicii săi, în ziua pe care noi o numim Joia Mare, ziua în care l-a instituit Euharistia, respectiv la finalul căreia a și fost arestat în grădina Ghețimanii, Domnul nostru Iisus Hristos, așadar, împreună cu ucenicii lui, au respectat aceste tradiții cu privire la modul în care Paștele evreiesc trebuia sărbătorit. În ceea ce privește ritualurile, ceremoniile care însoțesc Paștele sau sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să recunoaștem că în Sfânta Scriptură nu găsim referințe. Nu găsim nici măcar un indiciu, să spunem așa, cu privire la faptul că această comunitate creștină, fie din Ierusalim, fie din alte zone, ar fi celebrat o astfel de sărbătoare, cel puțin, haide să spunem, în primii 45 de ani de existență a bisericii. Sfântul Apostol Paul, de exemplu, dar și Domnul nostru Iisus Hristos, să începem invers, Domnul nostru Iisus Hristos și Sfântul Apostol Paul fac o referire foarte clară la faptul că anamneza morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos o reprezintă Sfânta Euharistie sau Sfânta Cină, cum mai este ea cunoscută în marea familie protestantă, respectiv spunem noi tot protestanții, cu mici excepții dintre noi, faptul că duminica este de asemenea momentul de anamneza învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de aceea bisericile noastre, în marea lor majoritate, cu frânturi de excepții, celebrează liturgia sau slujba în ziua de duminică, în amintirea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și practic fiecare duminică, respectiv fiecare moment în care se celebrează Sfânta Euharistie, nu sunt altceva aceste momente decât un mic Paște, o mică sărbătoare a Învierii care se tot repetă de fiecare dată. Totuși, nu putem să ignorăm faptul că exista o sărbătoare anuală pe care biserica o dedica în mod special Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu găsim relată, repet, în Scriptură despre această sărbătoare, însă găsim în izvoarele istoriei bisericii referiri extrem de vechi cu privire la existența unei astfel de sărbători. De exemplu, este o certitudine faptul că încă de la jumătatea secolului al doilea, deci undeva în jurul anilor 150-160, există deja documente care vorbesc despre existența unui conflict în sânul bisericii cu privire la data la care trebuia celebrată această sărbătoare anuală a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Iar faptul că găsim aceste documente care vorbesc despre existența unui conflict, ne lasă să înțelegem că biserica post-apostolică, cel puțin, celebra o astfel de sărbătoare foarte, foarte de timpuriu. Putem să spunem, poate chiar la începutul celui de-al doilea secol, deja se practica acest lucru. Și așa cum găsim în aceste scrisori, aceste documente, descoperim faptul că creștinismul era divizat cu privire la momentul celebrării. Existau un anumit grup de creștini, în general în Asia Mică, care celebra Paștele, bine, sigur, celebra învierea Domnului nostru Iisus Hristos în acord cu sărbătoarea evrească a Paștelui. Cu alte cuvinte, atunci când evreii celebrau eliberarea miraculoasă din Egipt, la 14 Nisan, creștinii din această regiune a Asiei Mici celebrau eliberarea din păcat. Eliberarea din păcat prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos, indiferent de ziua la care, în care aceasta cădea. Pentru că acest lucru se întâmpla, de exemplu, și în cazul lui 14 Nisan. Indiferent în ce zi a săptămânii cădea 14 Nisan, atunci era Paștele evresc. La fel se întâmpla și cu acești așa numiți quartodecimali
cu acest grup de quartori decimali, ei celebrau învierea Domnului nostru Iisus Hristos la 14 Nisan, indiferent de data din săptămână la care credea. Putea să fie luni, marți, miercuri și așa mai departe. Pe de altă parte, existau comunități creștine, de exemplu în Grecia, în Siria, dar și în Occident, adică în zona aceasta europeană, care aleseseră să sărbătorească învierea Domnului nostru Iisus Hristos în prima duminică care cădea după 14 Nisan, argumentând ei din Scriptură faptul că duminica, sigur, este ziua în care Domnul nostru Iisus Hristos a înviat și din acest motiv sărbătoarea învierii ar trebui să cadă de fiecare dată duminica. Așadar, vedem că exista un conflict, repet, timpuriu cu privire la această sărbătoare. Era un conflict major care diviza biserica, care punea biserica sub o oarecare presiune și care a necesitat o rezolvare. Ceea ce deduce cu gândul, Cătălin, că celebrarea aceasta, chiar dacă nu are evidențe biblice, ea era o practică sigură, certă, a bisericii post-apostolice. Sorin, hai să discutăm puțin și problema aceasta a datei. Este foarte vizibil și mulți se întreabă de ce unii creștini sărbătoresc mai devreme. De obicei știam că biserica din apus sărbătorește cu o săptămână înainte de biserica din răsărit. Da? De data aceasta anul ăsta a fost chiar cu o lună mai devreme. De ce oare? E o întrebare la care nu cred că foarte multă lume știe răspunsul. Pe lângă diferențele acestea de care tu vorbeai la începuturile sărbătoririi în primele secole, acum deja cred că e prima dată în viață când văd o sărbătoare a Paștelui, a Învierii, atât de diferențiată ca timp, aproape o lună dintre cele două date. Hai să discutăm puțin și despre asta, cum se calculează sau știu dacă e important sau nu e important, te rog frumos să ne lămurești puțin în zona aceasta. O să răspund, Cătălin, începând cu sfârșitul întrebării tale, dacă este important sau neimportant. Răspunsul meu personal este că este următorul. Este complet neimportant momentul în care sărbătorim învierea Domnului nostru Iisus Hristos dintr-un simplu motiv. În primul rând, pentru că această sărbătoare nu este poruncită biblic. Deci nu găsim o referință categorică în Scriptură care să ne spună sărbătoarea Paștelui trebuie sărbătorită la data respectivă, însoțită de ritualurile respective. Având în vedere că nu avem nicio astfel de referință, înseamnă următorul lucru, că această sărbătoare este o convenție umană, adică este decisă de oameni la momentul în care să fie celebrată, respectiv că ea trebuie să se afle la libertatea creștinului cu privire la celebrare. Întorcându-ne acum în istoria bisericii și la realitatea din prezent, vom ajunge așa mergând prin istorie, revenim la faptul, la afirmațiile care spun că încă din primele decenii ale secolului al doilea existau conflicte sau să zic așa răzmelițe, neînțelegeri cu privire la data la care trebuia celebrată învierea Domnului. Tu ai adus cumva în discuție faptul că creștinii la început erau dintre evrei, însă trebuie de asemenea să afirmăm faptul că cu trecerea anilor, dar nu a secolelor, ci a decenilor, în creștinism s-a născut și o oarecare împotrivire vis-a-vis de tot ceea ce însemna ritual evresc. Și atunci acești oameni care celebrau împreună, acești creștini care celebrau la aceeași dată cu evrei, la 14 Nisan, au întâmpinat o oarecare ostilitate din partea celor la creștini ceilalți. Haideți să vedem cum s-a rezolvat problema aceasta, pentru că biserica creștină a pus accentul încă din primele ei decenii de existență pe unitate. De aceea avem crezurile, crezul apostolic, crezul atanasian, formula calcedoniană, crezul nicio Constantinopol poletan și toate acelea. Acest lucru pentru că biserica voia să se afle într-o unitate dogmatică, într-o unitate liturgică, într-o unitate inclusiv cu privire la aceste sărbători importante, respectiv la tradiții. Așa că la sinodul sau conciliul de la Nicea din anul 325,
pe agenda de zi, pe lângă, de exemplu, problemele legate, ridicate de erezia ariană, s-a aflat și rezolvarea acestei probleme legată de sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și s-a cerut în mod expres să se găsească o formulă care să fie pe deplin agreată de către întreaga biserică, astfel încât creștinii să celebreze învierea Domnului nostru Iisus Hristos împreună, ci nu divizați. La Conciliul de la Nicea s-au luat în considerare trei criterii importante pentru celebrarea Paștelui. Primul criteriu a fost echinocțiul de primăvară. Și acest lucru este foarte important, pentru că din punct de vedere astronomic, inclusiv evreii se foloseau de echinocțiu de primăvară pentru a stabili luna aceasta a lui Nisan, adică când începea anul nou evresc, despre care am amintit că începea cu luna numită Nisan. Acest 14 Nisan era, inclusiv în tradiția evrească, asociat cu echinocțiu de primăvară. Al doilea reper important a fost luna plină. Da? De ce a fost importantă luna plină? Știm că calendarul evresc, de exemplu, era un calendar bazat pe fazele lunii, nu ale soarelui, cum e cazul calendarului iulian, respectiv gregorian. Și atunci, fiecare lună evrească începea cu luna nouă. Luna nouă reprezenta începutul lunii. Iar de fiecare dată, dacă calculăm, ziua de 14 Nisan cădea după, era ziua de lună plină. Și atunci luna plină a devenit încă un reper. Iar al treilea reper a fost, evident, ziua întâia săptămânii, ziua de duminică, pentru că din punct de vedere al Scripturii, Domnul nostru Iisus Hristos a înviat duminica. Și atunci, la Conciliul de la Nicea, s-a trasat următoarea directivă, aprobată de către episcopii adunați acolo și, să spunem așa, proclamată pentru întreaga biserică, anume ca învierea Domnului nostru Iisus Hristos să fie celebrată în fiecare an de către toți creștinii în prima duminică care urma ciclului de lună plină care avea loc după echinocțiul de primăvară. Deci, reperele sunt următoarele: echinocțiul de primăvară, luna plină, duminica imediat următoare. În consecință, se vorbește despre o unitate la capitolul celebrării învierii Domnului nostru Iisus Hristos, o unitate însă pe care o regăsim doar în teorie, pentru că așa cum bine ai remarcat, Cătălin, în practică ea nu s-a regăsit niciodată în acești aproximativ, să zicem, 1750-1800 de ani câți au trecut de când exista acest debate cu privire la sărbătoarea Paștelui și chiar și în momentul de față tradiția răsăriteană sărbătorește Paștele la o dată, tradiția apuseană sărbătorește Paștele la o altă dată. De regulă, tradiția apuseană fiind mai timpurie, pe când tradiția răsăriteană fiind ceva mai târzie. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Și de ce lucrul acesta, de ce această diferență, să zicem, a existat chiar și imediat după Conciliul de la Nicea? Adică Conciliul de la Nicea, deși a venit cu o formulare teoretică, ea nu a rezolvat problema, absolut deloc, pentru că în creștinism a continuat să se sărbătorească Paștele la date diferite. Asta pentru că, din punct de vedere astronomic, în apus echinocțiu de primăvară era întotdeauna stabilit la 18 martie, pe când în tradiția răsăriteană era o săptămână mai târziu, la 21 martie. Și lucrul acesta, normal că crea acest decalaj de o săptămână pe care aproape îl vedem noi, să zicem așa, an de an existând, însă odată la 3-4 ani, alteori la 7 ani, de exemplu, ultima dată când diferența aceasta, dacă nu mă înșel eu foarte mult, a existat, a fost cam în urmă cu vreo 7 sau 8 ani. Dar nu se întâmplă tot timpul la fel. De ce? Pentru că totul este legat de faza lunii. Dacă atunci când celebrăm la 18, când acceptăm echinocțiul de primăvară la 18 martie, sigur că faza de lună plină are o anumită poziție în calendar,
Dar când acceptăm echinocțiul de primăvară la 21 martie, se decalează perioada de lună plină. Și atunci, automat, și prima duminică după lună plină se decalează față de versiunea apuseană. Și în acest moment apar aceste decalaje de cele mai multe ori de o săptămână, dar pot să fie și de două și de trei și de o lună și o săptămână, 5 săptămâni, dacă nu mă înșel, este cea mai mare distanță posibilă. Și de ce nu, iată, în unele ocazii, sărbătoarea învierii se celebrează împreună, pentru că se aliniază, să zicem așa, toate planetele la acest capitol. Așadar, cumva, ambele tradiții, și cea răsăriteană și cea apuseană, se supun regulii de la Conciliul de la Nicea, însă au un reper astronomic diferit. Și atunci, automat, sărbătoarea aceasta se decalează. Și un alt reper pe care nu știu dacă l-am amintit, nu e rău că îl mai amintesc încă o dată, stabilit tot la Conciliul de la Nicea, a fost că acela că în cazul în care 14 prima duminică de după luna plină, de după echinocțiul de primăvară, cădea exact la data evrească de 14 Nisan, ca să nu se suprapună celebrarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos peste Paștele evresc, Conciliul a hotărât ca sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos să fie întotdeauna amânată cu o săptămână. Criteriul acesta nu știu, sincer să spun, de câte ori a fost aplicat până în momentul de față. Slavă Domnului, Sorin! Dacă tot suntem în zona aceasta a calendarelor, mai există să spunem așa, o curiozitate pe care oamenii probabil au auzit de ea, dar nu știu despre ce este vorba, inclusiv în România și chiar în zona aceasta a Europei de Est, se vorbește despre biserica de rit vechi și biserica de rit nou. Cel puțin din Dobrogea, de unde vin eu, acolo se găsesc biserici care sunt de rit nou și de rit vechi, biserici ortodoxe chiar care sărbătoresc în mod diferit, au, să spunem așa, o liturghie diferită, dar chiar vreau să te întreb, ce poți să ne spui despre treaba aceasta? Bisericile așa numite de rit nou și de rit vechi sunt diferențiate între ele de raportarea la două tipuri de calendare. Dacă ne uităm la tradiții, la sărbători în mod special, vedem faptul că există un decalaj de 13 zile calendaristice între aceleași sărbători, între bisericile de așa numite de rit nou, respectiv bisericile de rit vechi. Bisericile de rit vechi sunt întotdeauna biserici ortodoxe. Iar în România, din câte știu eu, sunt bisericile ruse, comunitățile sârbești, aflate în zona Mehedințiului sau a sudului județului Timișoara, și așa cum bine ai amintit, bisericile lipovene din proximitatea, cred că a județului Tulcea, probabil și a județului Constanța, Galați, Brăila, zona respectivă de graniță cu Ucraina și Republica Moldova. De ce s-a ajuns aici? Este foarte interesantă și această discuție. Așa cum am spus, cele două grupări se raportează la două calendare diferite. Despre ce fel de calendare vorbim? În antichitate, aproape fiecare popor își avea propriul lui mod de a își organiza timpul, de a organiza calendarul. Luni, zile, ani și așa mai departe, anotimpuri, era o mare harababură, să spunem așa. Imperiul Roman s-a tot extins, până când împăratul Iulius Cezar, în anul 45, a hotărât că nu există, că este necesară o armonie în cadrul Imperiului Roman cu privire la calendar, la zile, la ani, la luni, ca să poată să existe înțelegere pretutindeni. Și astfel,
a impus în anul 45 înaintea Domnului nostru Iisus Hristos un calendar care se baza pe calculele astronomului Sosigenes din Alexandria. Acest Sosigenes din Alexandria a împărțit anul. Ce însemna anul? Anul reprezenta timpul scurs între echinocțiul de primăvară și următorul echinocțiu de primăvară. Deci, iată, vedem încă o dată faptul că echinocțiul de primăvară juca un rol vital, Cătălin, în toată această tradiție a antichității. Deci, distanța dintre un echinocțiu de primăvară și celălalt echinocțiu de primăvară a primit denumirea de an și era format din 365,25 de zile. Este importantă această virgulă 25 pentru că lucrul ăsta face ca la fiecare 4 ani anul să mai primească o zi în plus și să aibă 366 de zile, așa numiții ani bisexi, pe care îi întâlnim chiar și în calendarul de față actual, odată la 4 ani. Aceste 365,25 de zile erau împărțite în 12 luni inegale, adică unele de 30 de zile, altele de 31 de zile, fiecare dintre ele purtând denumiri din limba latină sau, mă rog, din cultura latină, așa cum găsim și astăzi că se întâmplă. Încă de la început, sau mă rog, aici sunt încă discuții, sunt cercetători care spun că încă de la început Iulius Cezar împreună cu astronomii care au stabilit acest calendar au știut faptul că există o hibă, există o problemă în acest calendar. Alți cercetători spun că s-au descoperit lucrul acesta după o anumită perioadă de timp. Despre ce problemă este vorba? Anul calendaristic stabilit de către astronomul Sosigenes și adoptat, bineînțeles, de către împăratul Iulius Cezar, era cu 11 minute mai scurt decât calendarul astronomic. Anul solar era cu 11 minute mai lung decât calendarul, să spunem așa, convențional, ceea ce făcea ca la 128 de ani să fie necesară adăugarea unei zile în plus ca să se armonizeze calendarul acesta teoretic, să-l spunem așa, anul calendaristic cu anul astronomic. Și lucrul acesta s-a dovedit a fi un inconvenient la un moment dat, pentru că această reglare nu s-a făcut. Și oricât ar încerca, de exemplu, anumite persoane care fac parte dintr-o biserică, a cărui închinare este legată de o anumită zi a săptămânii, în mod precis, ziua a șaptea, faptul că această zi nu se adăuga a dus la o nesincronizare totală timp de sute de ani a calendarului convențional cu calendarul astronomic sau calendarul, să zicem așa, solar. Papa Grigore al XIII-lea, în anul 1582, ajunge la concluzia că trebuie totuși făcut acest reglaj. Și el apelează, de exemplu, la un grup de astronomi care au lucrat timp de 10 ani. 10 ani au calculat, au făcut observații și așa mai departe, astfel încât, repet, în anul 1582, Papa Grigore al XIII-lea face această corectare a calendarului Iulian, ajungând la concluzia că diferența dintre calendarul convențional și calendarul astronomic ajunsese deja la 10 zile. Și astfel el hotărăște să taie 10 zile de calendar, astfel încât 4 octombrie 1582 a fost urmat de ziua de 15 octombrie și astfel lipseau aceste 10 zile. Modificarea aceasta de calendar a fost acceptată destul de repede în unele state foarte catolice, cum e Italia, Spania, Polonia,
dar și Imperiul Roman, Imperiul Roman, să zicem Germania de la vremea respectivă, dar partea catolică a Germaniei a fost acceptată aproape imediat. Însă restul Europei a fost mai reticentă în a adopta acest calendar. De exemplu, zona protestantă a Germaniei, zona de răsărit a Germaniei care era protestantă, a acceptat acest calendar gregorian, de data asta numit, abia în anul 1700. Deci, iată, la 100 și ceva de ani, 120 de ani, să spunem așa, în mare distanță de momentul adoptării lui de către Papa Grigore al XIII-lea. De asemenea, Anglia și Scoția, care erau și ele la vremea aceea națiuni protestante, au adoptat abia în 1752. Tot undeva în jurul anului 1700 au adoptat calendarul acesta și țările scandinave. În schimb însă, țările ortodoxe in corpore au fost excepțional de ostile acestui nou calendar. Nu pentru că el nu ar fi fost, că această corecție făcută de Papa Grigore al XIII-lea nu a fost una corectă din punct de vedere astronomic, ci pentru că pur și simplu era făcută de un catolic. Și acceptarea acestui nou calendar ar fi reprezentat pentru foarte multe biserici ortodoxe un fel de acceptare a primatului papal, a autorității papale, ceea ce era complet fals. Și în acest fel ajungem în situația în care țările ortodoxe au adoptat calendarul gregorian la începutul secolului 20. România, de exemplu, l-a acceptat în 1919. Grecia a rezistat, se pare, cel mai mult, l-a acceptat undeva în jurul anilor 1923. Deși din punct de vedere administrativ, politic, cum vrei tu să spui, toată lumea a adoptat acest calendar gregorian, adică a adoptat această diferență de timp, care, apropo, până în secolul 20, când au acceptat țările ortodoxe, devenise deja distanța de 13 zile, nu de 2 zile, pentru că a mai apărut această diferență de 400 și ceva de ani, care a mai adăugat 13 zile de diferență, astfel încât, în momentul de față, să zicem, între calendarul gregorian și calendarul iulian, ar fi o diferență de 13 zile față de data actuală. De exemplu, astăzi suntem în 28 aprilie. Dacă ne raportăm la calendarul iulian, ar trebui să fim cu 13 zile în gapul să fie de 13 zile, da? În urmă. Și așa am ajuns în situația în care, deși, repet, națiunile laice, statele laice au adoptat calendarul gregorian, foarte multe biserici ortodoxe, în special din Rusia, zona slavică, Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, de exemplu, să refuze să se orienteze după calendarul gregorian în ceea ce privește calendarul liturgic al bisericii. Și din acest motiv apar aceste diferențe de sărbători de 13 zile, de exemplu între sărbătoarea Crăciunului în bisericile care au acceptat calendarul gregorian, inclusiv din punct de vedere liturgic, și bisericile care au continuat să se orienteze din punct de vedere liturgic după calendarul iulian, deși țările din care fac parte, adică la nivel laic, țările respective continuă să aibă calendarul gregorian. Deci aici diferența dintre ritul vechi și Serbia, ritul, de exemplu, nou. Rusia. Da, Republica Moldova, Ucraina, de obicei, haideți să spunem așa, zona slavică, deși bulgarii sunt toți slavi, ei au Bulgaria, Grecia, România, de exemplu, deși sunt țări ortodoxe, și-au raportat calendarul liturgic la calendarul gregorian. Și aici, de exemplu, spun eu tot timpul prietenilor mei, cel puțin din afară României, cu care vorbesc despre această ciudățenie, într-un fel, existentă în România. România este este singura țară care se auto-intitulează a fi țară de origine latină, care este majoritar ortodoxă și care sărbătorește Crăciunul urmând calendarul gregorian, adică un calendar latin, papal, să-l zicem așa, catolic, deși este fals, pentru că nu a fost nici latin, nici papal, nici catolic.
Însă, în schimb, în ceea ce privește sărbătoarea Paștelui, continuă să urmeze tradiția alexandrină a fixării echinocțiului de primăvară la data de 21 martie și din cauza aceasta suntem decalați cu privire la sărbătoare. Probabil că una dintre întrebările pe care mulți telespectatori și-o pun este de ce nu reușește creștinismul astăzi, după atâta mare de vreme, să se înțeleagă și să stabilească până la urmă o zi comună de sărbătoarea Paștelui, mai ales că, repet, și nu mi-e teamă să fac această, să repet acest lucru ori de câte ori este necesar, că nu găsim referințe biblice cu privire la data la care să celebrăm Paștele, așa că, indiferent la care dată sărbătorim, mai devreme sau mai târziu, nu încălcăm Scriptura cu absolut nimic. Paștele rămânând, deși este sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, ca celebrare liturgică într-o anumită zi a noi, rămânând totuși o convenție de natură umană. Trebuie să spun că apusul Europei și în speță majoritatea romano-catolică este foarte dispusă la a avea o singură, o celebrare comună. Însă fiecare parte, atât catolice cât și ortodoxi, își doresc ca reperul să fie acela impus de bisericile lor. De exemplu, ortodoxii sunt întotdeauna împotriva regulilor romano-catolice pentru că nu vor să lase senzația că se supun autorității papale. Asta este realitatea pe care cred eu că o simt foarte bine. Și atunci fiecare dintre aceste două grupuri țin cu dinții de regulile lor cu privire la echinocțiul acesta de primăvară. Ce putem spune în perioada aceea a reformatorilor, dacă s-a schimbat ceva, dacă s-a îmbunătățit ceva, dacă s-a produs o schimbare în ceea ce privește sărbătoarea aceasta a Învierii? Trebuie să pornim discuția de la faptul că reforma luterană din secolul al XVI-lea s-a petrecut în sânul bisericii din Apus, nu în sânul bisericii din Răsărit. Luther s-a născut, a crescut și a fost educat și a profesat, ca să spunem așa, teologic și în calitate de preot în Biserica Romano-Catolică. Așadar, el era tributar, dacă pot să spunem așa, și influențat de teologia romano-catolică, de tradițiile romano-catolice, de viața liturgică romano-catolică. Martin Luther, sigur că se ridică și prin reforma lui readuce biserica la fundamentul, la autoritatea Scripturii. Însă, există o chestiune, Cătălin, pe care merită să o discutăm chiar în detaliu, poate cu ocazia altei emisiuni, legată despre chestiunile cu privire la care Scriptura tace. Pentru că Scriptura are două acțiuni. Sunt chestiuni în care Scriptura vine și spune asta să faci, chestiuni în care Scriptura vine și spune asta să nu faci. Cred că cu tărie și cred că ești pe deplin de acord cu mine că nu există în momentul de față o biserică creștină sănătoasă la cap și verticală din punct de vedere teologic care să facă ceea ce Scriptura interzice, respectiv să nu facă ceea ce Scriptura poruncește. Cred că toți creștinii de la A la Z, repet, care sunt sănătoși din punct de vedere teologic, resping ceea ce Scriptura respinge și practică ceea ce Scriptura poruncește să practicăm. Dar sunt chestiuni, de exemplu, cu privire la care Scriptura este tăcută. Și nu puține, numeroase astfel de chestiuni. De exemplu, chiar citeam, sunt foarte pasionat de partea aceasta istoriei bisericești, în special până la Marea Schismă din 1054. Citeam foarte mult să văd păreri cu privire la închinarea liturgică. Și foarte mulți teologi sunt complet de acord cu privire la faptul că Scriptura, de exemplu, nu ne dă niciun fel de referință liturgică. Dacă luăm Scriptura Noului Testament, este foarte dificil să intuim cum trebuie să se desfășoare, de exemplu, o închinare bisericească.
Nu avem foarte multe argumente. Sigur, avem oareși ce referințe, că erau imnuri, psalmi, rugăciuni, o prelegere sau predică care de obicei se întindea pe un timp aproape interminabil și așa mai departe. Dar legat de ritualuri, de ceremonii, nu știm mai nimic. Nu știm, de exemplu, ce rugăciuni se spuneau în momentul botezului, care era ritualul baptismal, care era ritualul de căsătorie, care era ritualul de mormântare. Știm că la ordinare se puneau mâine, dar nu știm detalii, ce rugăciuni se spuneau, cum arăta serviciul divin al bisericii, cum se îmbrăcau pastorii și așa mai departe. Lucrurile acestea ne lipsesc. Și problema pe care Luther a pus-o a fost, împreună cu reformatorii, a fost ce facem în cazul în care Scriptura nu ne spune nimic cu privire la lucrurile. Scriptura nu ne spune nimic cu privire la sărbătoarea Paștelui, de exemplu. Ce facem cu privire la lucrul acesta? Și atunci părerea lui Luther a fost aceea de a ne întoarce către tradiție, dar către tradiția cât mai apropiată de timpul apostolic. Dacă se poate la tradiția post-apostolică, imediată, primul, al doilea, al treilea, chiar și al patrulea, să ne întoarcem la momentul respectiv și să vedem cum făceau oamenii aceia care au trăit în proximitatea bisericii apostolice. Iar de acolo să luăm ceea ce este în armonie cu Scriptura. Luther asta spunea. În orice lucru care Scriptura nu l-a poruncit, trebuie să vedem dacă lucrul respectiv contrazice sau nu Scriptura. Sigur, nu punctual neapărat, că poate punctual nu îl contrazice. În plinătatea ei. Dom'le, contrazice lucrul respectiv Scriptura? Dacă îl contrazice, atunci negreșit tradiția respectivă este eliminată. Dacă nu o contrazice, atunci Luther lasă la libertatea creștinului să adopte sau nu respectiva tradiție, cu condiția ca ea să fie un plus de valoare adus bisericii, că să fie constructivă bisericii. Oamenii care participă la respectivul ritual sau respectiva liturghie sau respectivul alt de cult, cum vrei tu să-l numești, să se apropie mai mult de Dumnezeu, să aibă loc o transformare pozitivă, să spunem așa, în ei. Și atunci Luther aprobă și sărbătoarea Paștelui, conform, bineînțeles, a ritualului romano-catolic, pentru că din tradiția aceasta se trăgea. Luther aprobă, de exemplu, utilizarea veșmintelor clericale, îmbrăcăminții proști. Luther aprobă, de exemplu, inclusiv uzarea de icoane în biserici, cu condiția să nu ne închinăm lor, pentru că închinarea la icoane, din perspectiva lui Luther, reprezintă o încălcare a Scripturii, pe când existența pur și simplu a icoanei în calitatea ei de evanghelie vorbită, evanghelie, scuzați-mă, care se adresează ochiului și nu urechilor, Luther o aprobă. Luther aprobă utilizarea de tămâie în biserică, pentru că găsim, de exemplu, în Vechiul Testament utilizarea tămâiei și în Apocalipsa găsim faptul că în ceruri se arde tămâie și așa mai departe. Luther aprobă numeroase ritualuri liturgice care erau practicate în biserica romano-catolică, vis-a-vis de care nu găsește niciun fel de opoziție a Scripturii și pe care, la rândul lui, le găsește ca fiind productive sau, hai să zicem așa, constructive în ceea ce privește viața spirituală a omului. De aici, de exemplu, utilizarea pomului de Crăciun. Luther, mă rog, este chiar inventatorul acestei tradiții, pe care el nu o vede ca fiind împotriva Scripturii, ci trebuie să știm că în vremea respectivă, de exemplu, iernile erau foarte lungi și extrem de apăsătoare, mulți oameni mureau în perioada aia realmente de foame, de frig, de boli și așa mai departe, iar bradul, ca și coronița de advent, ca și darurile primite de Crăciun, de exemplu, oferite copilor și așa mai departe, aveau toate acestea darul de a mai aduce bucurie în niște suflete foarte, foarte apăsate de această sumbră realitate a morții care caracteriza perioada respectivă. Același lucru se întâmplă și cu obiceiurile de Paști, cu oul înroșit, cu mielul pe care îl mâncăm și pe care îl găsim și în Vechiul Testament și așa mai departe. Iar un obicei, aș spune eu, în sine absolut nevinovat, pentru că practic am luat un aliment pe care evreii îl folosesc. Dacă, de exemplu, consumăm mielul în același context teologic
în care îl consumau evreii este greșit. Corect. Dar dacă noi consumăm mielul pur și simplu ca un element, ca un aliment caracteristic acestei perioade, cum e de exemplu salata de sau mâncarea de urzici caracteristică primăverii, atunci nu e nicio problemă, pentru că Biblia nu ne interzice consumarea nici unui fel de aliment. Sigur, sunt biserici creștine care au o altă poziție la capitolul acesta, dar marea majoritate considerăm că putem să mâncăm miel absolut oricând. Nu e o problemă că îl mâncăm de Paște. Da, da. Pentru că și nu e o crimă. Absolut. Nu e un păcat în primul rând. Și, la fel și cu oul înroșit. Iarăși trebuie să mai afirm, dacă timpul ne mai permite, faptul că există pentru multe tradiții existente în creștinism, Cătălin, există cumva, dacă tragem un fir, există corespondenți în religiile păgâne. Dar lucrul acesta n-ar trebui să ne sperie, părerea mea. De ce? Religiile păgâne ce sunt? Din perspectiva mea, cele mai multe religii păgâne sunt religii care au căutat sau au încercat să-L descopere pe Dumnezeu din perspectiva revelației naturale a lui Dumnezeu, ci nu din perspectiva Scripturii. Revelația naturală este una bună, însă mintea noastră păcătoasă este orbită vis-a-vis de revelația naturală. De aceea există aceste corespondente. Găsim, de exemplu, corespondent inclusiv pentru circumcizie. Asta nu anulează, de exemplu, circumcizia pe care Dumnezeu a poruncit-o poporului evreu. Găsim corespondent în diverse religii păgâne și pentru botezul creștin. Asta nu anulează, de exemplu, botezul creștin. Găsim, de exemplu, corespondent cu învierea eroului mitologic și așa mai departe și în religiile păgâne. Asta nu face ca învierea Domnului nostru Iisus Hristos să fie discreditată de existența în păgânism a unor elemente similare. De aceea, părerea mea este că am face o mare greșeală dacă am pune non-stop accentul în ceea ce privește tradițiile pe relația aceasta cu păgânismul. Sunt tradiții de Paște care, atât timp cât rămân nevinovate, adică cât nu contrazic Scriptura, eu încurajez poporul român, sârb, bulgar să le aibă. Ce descurajăm noi, în calitate de creștini, sunt acele ritualuri sau ceremonii sau sărbători și așa mai departe, care contrazic în mod cert Scriptura. Sorin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune, îți mulțumesc că și de data aceasta ai venit foarte pregătit, foarte concis în prezentare și noi de aici îți rămânem recunoscători pentru tot ceea ce faci, pentru aportul pe care îl aduci emisiunii noastre și de asemenea îți spunem că și noi ne rugăm pentru tine, pentru lucrarea pe care o faci și mai ales pentru lucrarea misionară pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o și care o faci cu atâta pasiune. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și pe tine, Cătălin, și misiunea ta la fel să fie binecuvântată și să atingă cât mai mulți oameni. Stimați prieten, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!